Oameni de pe tot internetul, bine v-am regăsit, dragii mei, la un episod din Compacting Claustrophobia, alături de gaza voastră pufoasă ca de obicei prezentă la datorie. Punem înapoi căscuța de astronaută. Oameni buni, înainte să începem acest micuț episod, vreau să vă anunț și să vă reamintesc de faptul că avem un canal de Twitch pe care îl găsiți în descriere și dacă vreți să vedeți live stream-uri zilnice de luni până vineri de la 8 seara sau pe acolo pe undeva cu orice alte jocuri în afară de Minecraft, gen League of Legends, Rainbow Six Siege, Call of Duty și multe altele, le găsiți acolo. Încă o dată, link-ul în descriere. E bine, oameni buni, data trecută ne-am ocupat un picuț de niște chestii destul de jumecare, zic eu, și am mărit camera asta. Și se poate obține și mai mare, se poate obține și mai mare. Momentan suntem în camera de 5x5x5, suntem în small compact mașinul ăsta, dar se poate obține normalul și largul, adică de 7x7x7 și de 9x9x9. Doar că dacă vrem să obținem chestiile astea, trebuie să facem niște lucruri foarte, foarte wow, ca să ajungem până în punctul respectiv. Și mai exact, dacă vrem să obținem nebunia asta de small compact machine, trebuie, sau stai, small îi zice, nu, îi zice, pas, wait, normal, ca să obținem normal, ne trebuie small machine piece. Și ca să obținem small machine piece, ne trebuie un small compact machine care să-l trecem printr-un crusher. E bine, nu că ar fi atât de greu să obținem crusherul ăla, pentru că ne trebuie un picuț cam mult steel, dar din ăla putem obține destul de ușor, zic eu, în momentul de față. Problema este că crusherul ăsta ocupă destul de mult spațiu și ne trebuie, cred că, destul de multă energie ca să îl folosim. Și vreau să facem astăzi un upgrade la energie. Mai exact, vreau să facem un calculator pe care l-avem aici la primele quest-uri, la prima pagină de quest-uri. Uite aici, așa, frumușel, aici. Ăsta e șmecherul, care este el. Și ăsta alt, nu știu sigur, crafting calculator sau math calculator, nu știu sigur. Oricum o să le facem pe amândouă ca să fim 100% sigur că facem și quest-ul ăsta. La aia mă refeream. Și după ce facem șmecheria asta, o să ne fie mult mai ușor să ne calculăm blocurile de care avem nevoie pentru a obține anumite chestii. Și vreau să facem un power room. Dacă țineți voi bine minte, avem tot aici chestiuța asta cu thermoelectric array. Și ne zice cum să facem o cameră din asta de 3x3x3, să o transformăm într-o cameră prin care să generăm putere folosindu-ne de 12 thermoelectric generators. E bine, prima dată, hai să ne ocupăm de calculatoarele astea să vedem cât de greu este să facem unul. Deci, ca să facem nebunia asta de calculator, ne-ar trebui black pigment sau ink sac, ceea ce nu putem să facem momentan, deci nu avem de unde să obținem chestiile respective. Și o să avem nevoie de 6 bucăți de stone, așa, și da, putem să facem cyan dye-ul. Aia e toată faza. Cyan dye sau cyan pigment nu e chiar așa de greu de făcut, pentru că se obține din, de exemplu, cyan dye-ul, se obține din cactus green și lapis lazuli. Acum, ca să facem rost de cactus, e foarte simplu. Luați un sieve, luați un string mesh și dacă ne uităm aici și dăm pe pământ, o să vedeți că există o șansă de 5% să ne cadă un cactus seed. Foarte simplu, foarte drăguț, easy peasy lemon squeezy. Ne mai trebuie o bucățică din asta și facem asta, uite așa, și cu asta, uite așa. And there you have it. Cyan dye. Perfect. Și acum avem cam tot ce ne trebuie ca să facem calculatorul. Easy. Acum dacă dăm un use pe asta, nu prea putem să facem mare lucru cu el, dar math calculatorul ăsta aparent ne trebuie neapărat ink sac sau black pigment. Black pigment nu avem cum să facem rost de el pentru că ne trebuie pulverized charcoal și nu avem momentan un pulverizer și nu avem nici charcoal. E bine, și acum că avem calculatorul, putem să ne calculăm destul de ușor materiale de care avem nevoie, de exemplu, pentru un tiny compacting machine. Spre exemplu, cum să faceți să adăugați rețetele la șmecheriuțele astea? E bine, aici putem să punem, de exemplu, putem să luăm și să punem aici câte o chestie de genul ăsta. Pac, pac, pac. Foarte simplu. După care putem să luăm scoatem ăsta de aici, de exemplu, și luăm și îl punem ăsta aici. Perfect, scoatem ăsta de aici și ne rămân toate aici salvate. Asta e destul de mișto. Giant compact. Wow, există și mai mult de atâta. Hello, baby. Bun, le lăsăm așa deocamdată. Acum ideea e în felul următor. Trebuie să învățați rețetele pentru fiecare chestie în parte. De exemplu, dacă ne uităm noi aici la chestiuța asta,
O să vedeți că ne trebuie 4 modularium băgate într-o chestie din asta. Acum pentru alea, pentru modularium respectiv ne trebuie modularium blend. Pentru modularium blend ne trebuie iron, uranium și redstone. E bine, ca să putem să facem toată chestia asta, trebuie să adăugăm aici câte o rețetă nouă. Dăm pe plusul ăsta de aici, frumușel. Și ne ducem la rețeta blocului pe care vrem să facem. O uite așa. Și îi dăm un R și pe asta. Și acum îi dăm un plus la nebunia asta. E bine, și ne arată aici ce trebuie să facem. După care dăm sal, să salvăm. Dăm iarăși un R pe... Ups, dăm un plus iară pe asta. Îi dăm un R să ne arate iarăși rețeta. Îi dăm un move item. Ne arată toată rețeta, uite așa frumușel aici. Îi dăm un save. Și acum eu dacă pun un compacting machine wall, îmi arată aici tot ce îmi trebuie pentru a face un compacting machine wall. Și putem să facem treaba asta. Îi dăm un save și la șmecheria asta. Pac. Și acum ne arată tot ce ne trebuie pentru șmecheriuța asta. E bine, ca să facem un singur thermoelectric generator, o să ne trebuiască 3 bucățele de nickel, 3 de cupru, 2 din astea, 6 copper wire, un iron ingot și niște steel. Ei bine, acum dacă stau să mă gândesc, putem să scriem aici câte vrem. Și o să zic că vreau 12. Și atunci îmi calculează automat câte nebunii îmi trebuie pentru a face 12 din astea. Și așa eu pot să-mi fac rost de resurse foarte, foarte ușor. Dacă tot am făcut treaba asta, hai să și bifăm că am terminat cu calculatorul. Bun. Next step, the power room. E, după un picuț de trudă a mașinăriilor, am obținut cam tot fierul de care avem nevoie și alte resurse pe care, sincer să fiu cu voi, chiar nu mi le-aș fi dorit, dar asta este. Deci, practic, avem tot ce ne trebuie pentru a face nebunile astea, pentru că avem deja 12 din astea, 60 de nebunii din astea și dacă dăm un click aici și facem treaba asta, ar trebui să avem direct 12, hop, avem numai 10. Ce-mi lipsea? Îmi lipseau 6 bucăți de din asta, nu e nicio problemă. Avem aici, ar trebui să avem 4 steel și cu așa avem perfect exact cât ne trebuie. Și am mai rămas cu 5 bucățele de... Am mai rămas, bă, naiba, cu bucățică de steel. Fantastic. Fantastic, dragă domnule, fantastic. Acum, ca să facem toată nebunia asta, o să ne trebuiască niște uranium. Și uraniumul, dacă bine ține o minte, se obține din... stai așa numai un picuț, că puteam să-l obținem din uranium dust și uranium dust-ul, dar nu-i bine, domnule, nu-i bine. Uite, ăsta-i, uranium grit. Pac! Și ne trebuie un pickaxe de fier. Iarăși o să obținem o grămadă de cacaturi, de rahaturi. Cred că o să trebuiască să mai facem niște cutiuțe din astea. Nu prea mai am eu foarte mult lemn, fiindcă am transformat, cum îi zice, unde, doamne, suntem? Am transformat camera asta, am făcut-o iarăși în cameră goală ca să pot să-mi pun în ea niște TNT și cu o grămadă de fier. Aici cred că aș putea să mai pun încă niște fier să se mai prăjească. Bun. Ne trebuie niște tin. Perfect. Ca să facem cutiuțele astea, uite așa, de tin. There we have it. Avem 20 cutiuțe de tin. Și acum pentru cutiuțele astea două de tin o să ne trebuiască niște hardened kituri, care ne trebuie invar ingot. Mai avem invar pe aici? Avem ceva invar, super. Și o să ne trebuiască cupru. Cupru de care nu ducem lipsă spre bucuria noastră. Deci o să putem să luăm de aici, de exemplu, 32 de bucăți. Luăm ăsta de aici, punem cupru acolo frumușel. Punem fierul înapoi în partea aia. Mai luăm niște lemn de pe aici, de pe acolo. Trebuie să fac cumva să ajung și la garden cloșurile alea cât de repede, că nu se mai poate așa ceva. Deci mă jur că nu se mai poate așa ceva. Bun, punem asta acolo, punem asta acolo. Luăm de aici toate nebuniile astea. Și într-unul din ăsta o să punem toate blendurile de genul care... uite așa, și cu iron. Și pac, pac. Deci toate blendurile care vin dintr-un anumit pickaxe. La modul iron, lead, tin, copper și nickel vin toate din, pickaxe-ul de... Din pickaxe-ul de piatră. Și acum dacă facem noi un pickaxe de fier, opa, nu de invar, de fier, prietene. There we go. Și îl parcăm în chestia asta și dăm un
level 4 și cu left click-ul. Încet, încet, ăsta o să ne ada, să ne facă aici rost de toate nebuniile astea. Și astea o să le punem în cufărul ăsta de aici. Că nu mai am spațiu, frate. Nu, știi, când o să vină un sistem de sortare o să fie genial. Bun, 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 bun. Păi cred că cam avem toate materialele care avem nevoie. Încă chiar mai mult decât avem nevoie, sincer. Îmi trebuia numai 6 din astea. E, deci de tine nu aveam nevoie, practic. Ce vreau să fac acum, în schimb, este să iau șmecheria asta de aici. Just like that. Să ne ducem afară de aici. Pentru că putem să facem treaba asta. Să scoatem prostiuța asta de aici. Pentru că putem din nou să facem treaba asta. Și să o punem pe asta. Și acum, practic, camera asta este camera noastră principală. Adică camera asta mare. Ete așa. Zacapaca, easy peasy, neamă squeezy. Acum o să punem pe ăsta aici. Ne ducem înăuntru lui. O să luăm camerele astea două de aici. Ne ducem aici în camera asta. Punem o nebunie din asta jos și o nebunie din asta sus. Și aia o să fie up, ăsta o să fie down. Perfect. Și acum punem treaba asta acolo, treaba asta acolo și treaba asta acolo. În colțul ăsta o să punem 1, 2, 3 din astea. Din coace o să avem 1, 2, 3 generatoare. Și aici o să trebuiască să începem să punem apă. Deci apa acolo. Ieșim afară din cameră. Ne ducem în asta. Mai luăm o găleată cu apă, pac, pac, apă acolo și asta e ultima găleată de apă pe care trebuie să mai punem și asta o să vină fix acolo sus. Perfect! Acum astea toate 12 generatoare o să-mi producă mie energie. Și ăsta este jmecherosul ăsta cu generatoarele. Deci după cum putem să vedem, avem aici 3 generatoare, 3 generatoare aici, blocuri de uranium pe o parte la fiecare dintre astea, dintre generatoarele astea, și avem apă ca să răcească pe părțile astea alte, la fel și în partea asta altă. Și așa avem 12 generatoare care o să ne producă nouă energie și atunci o să putem să scăpăm încet încet de șmecheria aia de acolo. Toate șmecheriile astea, gen, uite pe ăsta, vreau să le iau jos de aici. There we go. Și o să-l punem pe unul dintre astea o să fie pus aici. Nu mai știu exact în ce direcție are nebunia aia, dar o să trebuiască să o reparăm și să vedem. Și ăsta alt o să-l punem, uite, aici. Perfect. Și acum o să tragem noi, dintre toate șmecheriile astea, o să tragem noi niște flux ducturi. Care să ne ajute să dăm power la toate mașinăriile din blocurile astea alte. Pac, 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 pac. Adică ceva în genul ăsta. Vreau să pun un flux duct acolo. Ăla se conectează din ce văd eu, așa că o să intrăm aici. Și cred că o să trebuiască să punem o chestie de asta aici. Solid. Solid. Nothing. La undeva trebuie... A, ăla-i. Gata. Perfect. Perfectamundo. Și acum astea sunt conectate, dar trebuie să mai facem niște flux ducturi. Și pentru alea o să avem nevoie de niște LED, de niște redstone și de o bucățică de sticlă. Hai să luăm două bucățele de sticlă ca să fim siguri. Și redstone parcă avem aici, nu? Ok, flux duct, pac, ne dă direct 6. Bun. Și acum eu pot să fac pur și simplu treaba asta. Easy peasy lemon squeezy. Cred că era mult mai ok dacă alea le plasam cumva în așa fel încât să fie în partea de... Ce avem aici? Avem nord și sud. Pot oare să mai schimb chestiile pe aici? Ia să vedem. Treci acolo și... Nord. Ok. Trebuie să ieșim de aici ca să ne recuperăm gurița de aer. Deci aia înseamnă că o să pot să pun un flux duct aici. Și o să pot să-l scot pe ăsta. Bun. Și acum trebuie să mergem înapoi în treaba asta de aici. Să punem înapoi generatorul. Ok, să-l scoatem pe unul de sus. There we go. Și să trecem aici,
Ah! Că rămân fără aer. Înapoi. Și să trecem aici frumușel la chestia asta să fie sud. Perfect. Pune generator acolo. Ieșim iarăși de aici. Și aia înseamnă că putem să conectăm, de exemplu, aici o nouă chestie de asta. Easy peasy lemon squeezy. Și acum ar trebui să avem energie, cred că la umăria ta. Atât pentru atât pentru sawmill-ul ăsta, cât dacă ne ducem în ăsta, cât și pentru șmecheria asta de aici. Perfect. Și acum dacă am terminat și cu schemuța noastră cu puterea, cu power room-ul nostru, ar trebui să ne îndreptăm către garden cloche-ul nostru. Miasă de mun era garden cloche-ul? Cred că pe partea asta, da, uite aici. Uite aici e garden cloche-ul nostru. Și putem să-i dăm la asta un A ca să-l salvăm, uite aici. Asta e destul de ușor de făcut din ce văd eu. Și tu, prietene, o să trebuiască să facem pentru tine un crafting components. Ok. Bueno, sticluță avem cât de cât, treated wood planks, cred că avem două. Cred că am putea să ne ocupăm de el. Încet, încet, cu treabă bună. Dacă ne-am duce noi frumușel aici, am păstrat nebunia asta de cameră, să fie ca și un fel de storage area. Adică o micuță zonă din asta de depozitare. Bun, deci ne trebuie două treated wood planks, ne trebuie patru bucățele de sticlă, ceea ce cred că am aici, 1, 2, 3 și 4. Ok, ne trebuie două treated wood planks, dacă bine am văzut eu, nu? Da, două. Perfect. Copper wire, o bucățică de redstone, un nickel plate și încă o bucățică de sticlă. Deci, încă o bucățică de sticlă, uite așa. Nickel. Cred că nickel avem pe aici undeva, dar nu știu dacă am prăjit. Ba, uite că avem. Ok, un nickel. Cupru, parcă ne trebuia un copper wire. Ok. Și ce ne mai trebuie pe aici? Ne trebuie 4 iron platinguri și o bucățică de copper. Bun, deci o bucățică de cupru și iron nuggeturi. Iron ingături, nu nuggeturi. 3 și cu tine 4. Bun, perfect. Acum ne ducem înapoi. Am zis că ne trebuie copper wire, deci o să punem ăsta aici. Perfect. Putem să scoatem plate-ul ăsta de aici și să-l punem ăsta la alt. Pentru că o să avem nevoie de 4 iron plate-uri. Și toate o să le găsim aici. Bun. Și acum trebuie să facem un blueprint. Blueprint. Ne trebuie component blueprint. Engineer blueprint crafting components. Și crafting components-ul se face din iron, aluminium, copper. Bun, toate alea ar trebui să le am în teorie. Pac, pac. Uai, iai, nu vrea să mă duc aici. M-au zis păsărele cumva? Interesant. Înapoi. Aici vreau să mă duc. Bun. Deci ziceam că ne trebuie pentru nebunia aia o bucățică de cupru, un aluminium și un iron. Deci cupru avem. Trei bucăți din astea. Iron avem. Și mai trebuie o bucată de aluminium. Și avem trei bucățele de aluminium ca să ne facem un pickaxe de aluminium. Pac, pac, ăla-i ticul. Și acum cu pickaxe-ul ăsta de aluminium o să obținem mai mult aluminium. Numai bine, am terminat și cu quest-ul ăsta micuț de aici. Unde doamne era? Uite ăsta. Perfect. Și acum, dacă ne uităm aici la Pick Your Frequency, avem și aluminium pickaxe-ul. Cred că am putea să facem unul și din bronz, dacă nu mă înșel. Silver, tin, lead. Da, încet, încet o să putem să facem și să terminăm și cu șmecheriuța asta de aici. Aici ne mai trebuie ăsta, ok. Și nu mai avem așa multe quest-uri pe prima pagină. Încet, încet, ăsta se tot reînnoiește, deci asta este viața. Quest complete. Quest completed, pick your... What? Stai. Deci ăla l-am terminat. Na bun, și acum, uite aici, dacă punem noi pickaxe-ul ăsta de aluminiu, în teorie ar trebui să facem rost de o grămadă de aluminiu. Încetişor, cu treabă bună,
a trebuit să facem rost destul aluminium încât să nu mai avem treabă o perioadă destul de lungă de timp cu el. Dar nu o să-l las eu prea mult acolo. Tu treci acolo. Perfect. Și o să luăm noi tot aluminiumul ăsta. Să facem treaba asta cu el. 7 bucățele deocamdată, zic eu, că sunt destul de suficimente. Perfect. Și hai să facem asta și cu tine acolo. Și ne trebuie bucățică de aluminiu pentru început. That's all we need. Come on, come on, come on, come on, come on. Gimme, 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 gimme. Ala-i. Pac, gata. Putem să ne cărăm înapoi. Clic aici și ne trebuie asta. Și acum dacă noi schimbăm aici nebunia asta și punem asta aici, o să putem să facem asta, vacuum tube-ul. Și pentru ăla ne trebuie nickel plate, redstone, care ar trebui să am undeva pe aici. Redstone? There we go. Dă să păstrăm și niște redstone la noi să avem tot timpul, să nu tot trebuiască să ne plimbăm a ta. Deci, one gray stained glass, dar nu știu de sigur dacă ne trebuie neapărat gray stained sau ori de care. O bucățică de redstone, parcă era acolo, o chestie de asta de cupru și un nickel plate pe care nu l-am făcut. Ceapa ta, pufule! Haide! Pac! Îți curioz dacă trebuie neapărat să fie gri aia, dar nu cred. Nu, nu trebuie neapărat să fie gri. Și avem 3 vacuum tuburi și acum dacă dăm un click pe asta și dăm un click aici și dăm un click așa, pac, avem și ăla și acum, pac, pac, și avem primul garden cloche. Quest freaking completed. Thank you very well, thank you very well. Unde erai? Aici. This very powerful compact greenhouse is an amazing thing to grow almost anything in it, as long as it's small enough. Sadly, they are quite big, so count your blocks. Da, într-adevăr, sunt destul de mărișoare astea dacă stăm să ne uităm așa un pic de ele. Partea cea mai interesantă acum este faptul că o să avem nevoie de apă pentru ea. Și nu știu sigur cum o să fac eu în așa fel încât să am apă în ea tot timpul. Că nu pot să pun o găleată. Sau pot să pun apă cu găleata în ea, întrebarea mea este? Nu, n-am cum. Deci aia înseamnă că o să ne trebuiască niște tuburi cu care să trag apă. Și alte chestii de genul ăsta. Energie e destul de simplu de tras la ea, pentru că avem nebuniile astea și atunci nu-i mare, mare scofală. Pot oricând, de exemplu, să o plasez undeva unde să pot să-mi trag niște cabluri de genul ăsta. Gen, pot să trag oricând cablu de acolo și să-l aduc în jos, cumva pe lângă perete și să pun garden cloche-ul meu undeva pe aici sau undeva pe partea asta altă. Nu ar fi o problemă chiar atât de mare, cred eu. Însă, dragii mei, acestea fiind spuse, cam atâta cu episodul de astăzi. Am progresat destul de mult, zic eu. Zic eu că am progresat destul de mult, ticel, deci practic am terminat de aici și garden cloche-ul. Am terminat tot ce ne-am propus să facem. Un calculator, un power room și un garden cloche. Easy peasy, lemon squeezy. Eu unul vă mulțumesc pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest minunat episod. Nu uitați, în descriere aveți un link către canalul de Twitch și dacă vreți să vedeți live stream-uri zilnice de luni până vineri de la ora 8 seara cu alte joculețe în afară de Minecraft, ne vedem acolo. Un micuț like și un subscribe pentru noi, pufu, dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare, să aveți grijă de voi. Ciao, les!